Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Ca de obicei, luni seara la 20:45, vă salută Florin Mureșan la Nord-Vest TV. Săptămâna sportivă, astăzi dedicată, să spunem așa, 99% sportului rege, fotbalului. Avem rezultate, să spunem așa, mulțumitoare în ultima perioadă pentru echipele de fotbal din județ. Ne referim aici la Olimpia Satu Mare și apoi mergem și la echipele de juniori pe care le avem, juniori republicani. Vom vorbi și despre ce s-a întâmplat sâmbătă la stadionul Olimpia, dar și despre etapa din weekend din Liga a 4-a de elită. Meciuri din ce în ce mai interesante și am putea să spunem că AJF-ul a avut poate cea mai bună idee din ultimii 10 ani, aceea de a strânge într-o singură serie cele mai bune echipe din fotbalul județean. Meciuri echilibrate, meciuri frumoase, jucători care s-au întors acasă din Ungaria, din ligile inferioare. Primul invitat, deși l-am anunțat pe Șoaniac Bolog, el, să spunem așa, e în stand-by și așteaptă oarecum să intre în studio. Primul invitat, pentru că e ceva mai grăbit, Dacian, asta e alături de noi, antrenor zonal. Da, săptămâna trecută l-am avut pe Ciubu Iuhas, care e și antrenor la Decebal și capitan la Olimpia. Acum Dacian Astăi, care e antrenor zonal și în același timp ca hobby antrenor la Talna Orașul Nou. Așa este, bună seara. Vorbim despre fotbalul de la nivel de junior, dar și cel de la Liga 4 Elite. Dacian, în primul rând, o săptămână interesantă cu două derbiuri pentru tine la Orașul Nou. Hai să începem cu Liga 4 de Elită. Ieri un 3-3 cu Decebalul și miercuri am și filmat meciul, sâmbătă a fost difuzat un 1-2 cu OAR. 1-2 care se putea termina egal dacă o luăm așa drept la ce s-a întâmplat acolo. Așa este. Am avut două meciuri, derby cu locul 1 și cu locul 3, una după alta. Asta nu ne-a avantajat absolut deloc, pentru că jucătorii la nivelul ăsta sunt amatori și perioada de refacere a fost curtă. Dorință și ambiție a fost în ambele jocuri. Din păcate luăm multe goluri și ratăm, și asta se vede și în clasament. Una peste alta, eu zic că până acum pentru Orașul Nou a fost un campionat bun. Ne-am realizat obiectivele, sigur cu puțină atenție în unele jocuri putem chiar să fim în primele două. Dar au fost meciuri frumoase, dar ce am sincer, de multe ori Liga 4 de Elită ne oferă niște meciuri cu mult peste condiția jucătorilor de acolo. Nu neapărat așa terenurilor, pentru că făceam un calcul așa și cu Cosmin săptămâna trecută și ne uitam peste listă. Poate la Betis și la Decebal terenurile nu sunt și la Tășnad așa cum ar trebui, dar în rest și condițiile parcă sunt ceva mai bune acum în fotbal județean. Și eu am avut impresia asta după turul de campionat, că e aproape gata turul, că se joacă un fotbal peste așteptările noastre pe care le-am avut. Nivelul unui campionat este dat de numărul de spectatori. Asta este părerea. Și a crescut numărul de spectatori. Deci acolo unde în jurul terenului vezi la fiecare meci lume, înseamnă că este un nivel. Acolo unde te duci la meci și nu vezi decât 10 spectatori sau 20, atunci spui, ăsta e nici nu un meci care trebuie urmărit. Faptul că s-au reunit într-un singur campionat cele mai bune echipe din județ a obligat pe toată lumea ca să se pregătească pentru fiecare etapă. I-a obligat pe jucători, pe antrenori, pe președinți ca să pună la dispoziție cele mai bune condiții, sigur, la nivelul ăsta, ca să poți să câștigi următorul joc. Mă gândesc la ediția de anul trecut și fac o comparație. Au fost meciuri când nici nu aveai cum să-i mobilizezi pe jucători, pentru că știau, vine echipa X care de-abia se adună la ora jocului, de-abia se adună 11 jucători. Și, drept dovadă, nici nu se pregăteau. Acum ești obligat, etapă de etapă, să fii în tonul și să fii pregătit. Și deja să te interesezi. Măi, la Decebal joacă Danilă, ce poți să fac ca să-l contrezi? Sau exact. Joacă Glodean? Exact. Sau... deja era altfel. O foarte mare diferență între Liga 4 de anul trecut și Liga 3. Eu cred că de aia echipele noastre care ajungeau la baraj nu aveau șansă. Eu zic că orice echipă care pleacă anul ăsta la baraj din acest campionat este obișnuit cu meciuri puternice și nu cred că există vreo echipă la acest nivel care să spună, eu am câștigat două meciuri la pas.
Pentru că pentru fiecare trei puncte trebuie să luți. La urmă și cu Ardudu și cu ultimele clasate și cu Botizu tot ai de luptat. Am văzut, de exemplu, și Oaru cu Ardudu până prin minutul 40 când s-a dat primul gol. Au cam tremurat cei de la Oaru. Adică exact. Depinde foarte mult și de... Păi Oaru, de exemplu, a câștigat ieri minutul 85. Nu vreau să spun că Oaru nu merită primul loc, ci vreau să spun că diferența dintre primul loc și locul 6, 7, 8 nu este așa mare. Da, a fost simpatică. Ai făcut o remarcă în momentul în care Ianoș Kirner a intrat în minutul 80 la tine și zice, stai jos că tu ai mai jucat și pe vremea mea și ai intrat și ți-a dat gol. Da, așa este. Tu ai fost coleg cu Ianoș, cu Kirner. Am fost coleg unul cu altul, da. Ai apucat să joci. Da. El mai joacă, tu antrenezi. Eu am jucat destul. De ajuns. Da. Să mai joace și alții, să mai joace și tineri. Da, dar el a intrat forțat oarecum, pentru că atunci s-a accidentat ceva jucători la ei și până la urmă a dat golul de 2-1. Sigur, e Liga 4 de elit. Ieri am înțeles că la cel 3-3 au fost două faze. Ați condus cu 3-1 pe Decebal. Au cerut și ei penalti, ați cerut și voi penalti. Acum, lăsând deoparte problemele de arbitraj despre care nu vreau să discut. Vorba de Artimon, atâta m-au suspendat că nici pentru violă nu l-am atât. Da. Nu, n-am arbitrat în viața mea, chiar nu mă pricep la arbitraj. Las pe alții care au arbitrat să facă remarci. Dar vreau să spun că la 3-1 am avut două ocazii clare. Dacă se făcea, nu 5-1, se făcea 4-1, eu zic că era o victorie normală. Așa cum am mai reamintit, din păcate fizic ultimele 20 de minute nu am mai reușit, nici schimbări nu am putut să fac așa cum mi-aș fi dorit, dar una peste alta îi felicit pe băieți și sunt mulțumit până acum de rezultatele lor. Asta e important. Bine, voi la Orașul Nou știu că trebuie să jucați și cu fiii satului și e normal, se dau bani de la comunitatea locală, oamenii vor să vadă localnici în echipă și e și normal până la urmă Nu așa se pune problema. Cei care sunt din localitate sunt prezenți la antrenamente, aduc un spirit de luptător și o dorință care este binevenită. Și până la urmă este normal ca la o echipă care este la 40 de kilometri de satul mare să joace și jucători care sunt din localitate. Problema la meciurile care nu le-am câștigat a fost în primul rând problema de concentrare pe finalizare și eu cred că aici s-a făcut diferența în unele momente. Anul trecut ați avut doi senegalezi sau nigerieni, nici nu mai știu, doi africani, ce s-a întâmplat cu ei? Anul trecut, și unul dintre ei chiar Musa, parcă nici nu era rău. Anul trecut s-a făcut o greșeală, s-au adus jucători fără a se ține cont de cerințele echipei, adică am avut mijlocaș central vreo 7. și n-am avut niciun stângaș în echipă. Și n-ai avut portar. Am avut portar, Florian și-a făcut datoria, la un moment dat s-a accidentat cel care a intrat în locul lui și el cât a trebuit și-a făcut datoria. Problema este că am ținut pe bancă prea mulți jucători care meritau să joace și de aici au apărut fel de fel de discuții, pentru că la nivelul ăsta jucătorul nu îl vezi zi de zi să zici eu mă pregătesc și îți demonstrezi ție antrenorului că eu merit să joc. Te întâlnești doar duminica și nu ai când să-l bagi. Și arunci tricourile, cine prinde primul tricou e titular. Da, acum avem un prim 11, avem 4 băieți de la Negrești de care sunt foarte mulțumit. Da, Mihai Pop, pe care îl știm Mihai și la Olimpia, Ghiriti, Homorozan, plus portarul juniorul. Sunt localnicii care aduc un spirit de sacrificiu și o dorință și o ambiție care mi-ar place să o văd la fiecare jucător. Și, din păcate, din satul mare, Ionuț Cosma, fundaș central, s-a accidentat și din etapa a treia jucăm fără un fundaș central, hai să zicem, profesionist, titular, omul care ținea apărarea. Dar eu zic că și cei care au intrat și-au făcut pe deplin datoria. Da, cam asta e cu Orașul Nou. Sunteți pe locul 2, e drept cu un meci mai puțin decât Oaru, 23 de puncte. Acum mă uit aici la Adevăr minus 1, nu știu dacă mai contează Adevărul. Nu știu în ce măsură suntem la... Chiar nu contează, cred că treaba asta cu Adevărul. Probabil meciul cu Olimpia, care trebuia să-l jucăm în deplasare, a fost pus invers și din cauza aia suntem la... Da. Ce spui de... Bun, campionatul
Pare Oaru că s-a distanțat, au 29 de puncte, 6 mai multe decât voi. Și Decebalul e pe 3 cu 21 de puncte, 8 puncte mai puțin decât liderul, dar Olimpia 2 vine din spate. Dacă n-ar fi făcut acea greșeală administrativă să piardă la Masa Verde, la Doba, Olimpia 2, la cum arată în momentul de față, e clar că e o diferență, știi? Cum am făcut comparația ieri, de exemplu, am fost la meci la Vetiș cu Olimpia 2 și era... la sfârșit chiar m-au întrebat că de ce n-a făcut schimbări, Țuțura, să mă zic, la sfârșit la Vetiș de pe minutul 60 trebuia să intre vreo 3 de Red Bull. Zic că altfel nu aveți nicio șansă. E ca și cum te-ai lua vreo 5, la viteză, să te iei la viteză, la fugă, ursul cu iepurile la concurs. Știi? Eu mi-aș dori mult Olimpia să câștige campionatul și să promoveze. Și eu zic că în acel moment campionatul ar fi și mai frumos, ar fi și mai atractiv, pentru că ar fi 7-8 echipe care și-ar dori să câștige, nu neapărat să câștige acest campionat, dar să se bată pentru primul loc. Nu, că vorbeam și cu primarul din Vetiș și el spunea că ar fi poate resurse să strângă bani pentru o singură echipă în Liga 3-a, dar atunci n-ar mai fi bani pentru celelalte. Și bucuria e și la OAR, și la Decebal, și la Vetiș. Și în Liga 3 deja nu mai poți să joci cu atâția localnici. No, în Liga 3 există o mare diferență între Liga 3 și Liga 4. La Liga 3 jucătorii sunt deja spre profesioniști, adică trebuie să faci zilnic antrenamente. Bun, hai să zicem că ai jucători care acceptă să facă zilnic antrenament, dar de la un moment dat, dacă faci zilnic antrenament, acei jucători trebuie să se și odihnească, pentru că nu cred că există acel jucător care merge dimineața la lucru, da, se mai și vine după masă la antrenament și ziua următoare începe de la zero. Și atunci trebuie să găsești acei jucători care acceptă acest lucru. Și eu zic că acei copii de la Olimpia și cu ce vin din spate juniorii poate să țină Olimpia liniștit în Liga 3. Din nou apare o mare, mare problemă. Lipsesc două trepte în evoluția unui copil. Adică el termină juniorii, trenă la juniori A, el ar trebui să joace în Liga 3-a și pe urmă, eventual, încă într-un campionat de tineret Speranțe și pe urmă să joace în Liga a doua. Noi vrem ca direct de la Liga A, de la juniori A, la Liga a doua să joace. E mai greu. Eu am fost și la Liga a doua antrenor. Vă spun sincer, acolo nu ai curajul să faci nici experimente și poate n-ai curajul să bagi un jucător pentru binele acelui jucător. Dar, în timp, dacă va exista Liga 3-a, acei copii care vor demonstra în Liga 3-a, pasul de la Liga 3-a la Liga 2-a va fi mult, mult mai ușor. De-aia mi-aș dori ca Olimpia... Păi hai să vedem ce se întâmplă în Liga 1, câți tineri jucători evoluează meci de meci, în afară de echipa lui Hagi, care are la viitor acolo 8 din 11, cât mai sunt vreo 3, ceva peste 25 de ani, și Bumba la ASEA, în rest nu prea vezi titulari sub 22 de ani, foarte mulți, din păcate, în Liga 1. La un moment dat, unele echipe de prima ligă au forțat niște copii tineri în speranța că îi vor vinde. Nu mai păcălești pe nimeni, pentru că echipele de afară vine și te urmărește o dată, de două ori, de cinci ori și nu o persoană. Mereu trimite altă persoană ca să urmărească un jucător mereu în alte condiții, și afară, și în deplasare, și contra unei echipe mai bune clasate, și contra o echipe mai slabe clasate. Și nu poți să-i păcălești. Că aici noi hai să-l forțăm pe jucătorul X. Bun, l-ai forțat. Dar asta nu înseamnă că o să-l și vinzi. De-aia campionatul de tineret Speranțe trebuia repornit. Cel Primavera care l-au italienii. Exact. Noi aducem jucători de națională de la Primavera pe Pușcaș, îl aduci de la Inter la națională și noi aici în campionatul nostru ai noștri tineri nu prea joacă. La junior stați foarte bine și spun asta spre surprinderea multora. Am văzut și Olimpia jucând foarte bine, au bătut cu 3-2 parcă pe CFR Cluj după ce au condus cu 3-0 echipa lui Lulu. Mie îmi place, sunt mai mulți copii acolo, dar este bun și se aduce numele cu un neamț de la Bayern, cu Götze, e Götz sau cum îl cheamă, da, atacantul, are un fizic și eu zic că poate pe viitor să fie vârful de care să avem nevoie aici. Îmi place mult Fila, de exemplu, care zic că într-un an de zile ar putea să-i sufle în ceafă lui Anca. Sunt doi jucători care nu sunt sătmăreni, dar... Mai sunt pe acolo, dar... Dar sunt jucători care vin deja, sunt de un an jumate sau doi în satul mare și s-au adaptat
cerințelor, condițiilor de aici și putem spune că în viitor vor fi jucători care pot să Asta e evolueze. utopie cu numai cu Sătmăreni. Eu vă spun încă o dată. Ori faci o selecție din jurul Sătmarului, adică Maramureș, ce mai poți să strângi? Sălaj, Bihor, dacă poți să aduci de la Bihor, că acolo și acolo sunt. Eu am jucat un pic și în exterior și am mai discutat asta înaintea emisiunii. Dacă aduci jucători care sunt peste nivelul jucătorilor care ai, chiar și la nivel de copii junior, sunt foarte bineveniți. Deci dacă vine un astfel de jucător care este peste ce avem noi, pe acel post, că poate de exemplu, pe acel post, pe postul de mijlocaș central, nu ne mai trebuie la junior alt jucător, că sunt doi buni. Dar la atacant trebuia un jucător sau chiar doi. Și eu mai știu că este încă un băiat, unul Horea, l-am văzut, a intrat și cu noi la Liga 4 și a dat gol și l-am văzut și în meciul derby cu Ardeal. Poate, eu spun că este poate și peste goț acest jucător. Spre rușinea mea n-am văzut toate meciurile la junior, dar eu ești mai aproape, ești zonal. La juniorii A, în condițiile în care joci într-un campionat cu Cluj, CFR Cluj, Gloria Bistrița și două centre puternice, Ardealul Cluj și Mihai Georgescu, da? Și tu ești pe primul loc, înseamnă că ceva faci bine. Pe lângă că ai un lot bun, pe lângă că ai individualități, și la antrenament trebuie să faci ceva bine, că altfel nu merge. La juniorii B, și acolo suntem pe locul 3, în condițiile în care ne depășesc două echipe din Cluj, care, din punct de vedere a condițiilor, sunt cu totul și cu totul la alt nivel. Ceea ce este un lucru bun. Se continuă munca de la Liga 2, se dorește Liga 3, la juniorii A și B suntem bine cotați și anul viitor vom fi din nou bine cotați. Dacă, deci, acum sunteți cu un an mai jos, practic, majoritate. Nu, cei care vin, de exemplu al lui Lulu, anul viitor vor fi pe anul lui de vârstă, cu toate că la juniorii A deja puține echipe au în componență jucător pe ultimul an de vârstă. Cam toată lumea... Ce s-ar fi întâmplat dacă mergea echipa a doua la junioria? Câștigau la pas? Pentru că ei sunt pas. Acolo la vârstă. Da, câștigau la pas. Dar, și Guio și cine mai... Da, câștigau la pas. Probabil erau greu de ținut în priză. Norocul acestor copii este că a fost liga, s-a înființat această ligă de elit și poate să joace un fotbal pe un teren, pe terenuri bune, în condițiile în care au făcut pasul la senior foarte, foarte treptat și foarte bine. Eu tot scriu, te întreb, pentru că tu i-ai văzut, îi știi, monitorizezi, meritau să rămână la Satu Mare un Roati și un, cum îl cheamă, copilul care e la Jucu, Socaci, Radu Socaci. Eu zic că... Cine mai sunt cei trei de la Zalău care joacă meci de meci. De exemplu, fundașul, părerea mea că fundașul lui Sabău nu i s-a dat nicio șansă. Măcar să joace 5 minute, să vezi. Da, nu, l-am văzut, a greșit, nu merită să rămână, dar l-a împrumutat la Zalău. Bun, Chințel, Roghină, ăștia i-am mai văzut. Ok, au considerat antrenorii că merită să fie împrumutați. Dar pe stânga, în condițiile în care tu n-ai pe stânga niciun mijlocaș și îl împrumuți pe Roatiș, nu știu. Acum nu, sigur, eu nu că am noi văzut. Vorbim, e o emisiune de vorbe aici. Da, fotbalul e pe rezultate. Dacă nu aș fi antrenor și poate mi-aș permite să intru în astfel de discuție, dar ținând cont că nu am văzut niciun meci la Olimpia, nu că nu mă interesează, exact în acel moment avem și noi campionatul nostru, ca referent zonal, trebuie să urmăresc la fiecare sfârșit de săptămână anumit număr de meciuri și sunt plecat mult și la Baia Mare. Deci nu, din pricina asta nu am văzut. Și nu vreau să spun dacă Găbiță sau dacă cel de la Socaci erau peste cei care sunt aici. Vreau să spun că dacă Olimpia era în Liga 3, avea și echipă de Liga 3, atunci acești copii nu plecau și progresau și era mai ușor în orice moment să-l iei din Liga 3 și să-i pui la prima echipă. Deci asta, un răspuns diplomatic, să zic așa, că toți suntem într-o perioadă. Dacă suntem în campanie. Dacă tot e campanie electorală. Un răspuns de politician, dar vorba ușoană, ce ai vrea să spună? Da. Păi nu, eu am tot scris. Dar nu am și... pus, n-am văzut meciul Olimpiei, de ce să spun? Da, bun, acum sincer, eu am mai discutat și cu Cosmin, cu Bodea și cu Tibi. În vară i-a cam încurcat brata. Fostul tău coleg, fostul tău jucător, care vin și când să vină, n-au renunțat la pandurii, nu știu care până la urmă din ce motive sau nu, dar
Tu te așteptai să fie el mijlocașul stânga și la un moment dat ai rămas și fără el, ai dat și pe Neagul la Timișoara, ai rămas chiar descoperit pe banda stângă. Și de aici problemele. Pe urmă nu mai intrăm în detalii. Trebuie, trebuie să convingi un om. Nu trebuie să fii supărat că omul respectiv nu a vrut. Trebuie să fii supărat că nu l-ai convins. Da, și cu asta sunt de acord cu tine. De nu, eu am vorbit cu el în vară. El zicea, domn profesor, totuși mă duc, e prima ligă, sunt alți bani, sunt alte condiții. Dar nu joacă, nici nu-l văd în lot. Nu. El deja este matur, el hotărăște, nu ne mai. La o anumită vârstă. Exact. Da, asta e. Perspective, mie îmi place ce se întâmplă. Păcat că nu avem condiții la Satu Mare. Tocmai discutam înainte de emisiune ce e la Târgu Mureș sau în alte părți cu terenurile și așa mai departe. Mie îmi place ce se întâmplă la nivel de copii. Ce faci tu, ce face Fabi, ce face Cristi Popa, Mișu. Până pe la 12 ani e o emulație. Deci atâția copii să facă fotbal, copii, deci, mă refer de la 5 ani până pe la 12-13 ani, că pe urmă acolo deja deci intervine. S-a înțeles în sfârșit că fotbalul de performanță este susținut de către baza piramidei. Cu cât baza piramidei este mai lată, cu atât fondul de selecție este mai mare, cu atât valorile sunt mai ușor de găsit. Sunt în Satu Mare, într-o anumită ordine, să nu supăr pe nimeni. Primavera, Juniorul, Il Calcio, Someșu, sunt patru cluburi. Olimpia și LPS le punem într-o altă categorie. Bani, da. Bun. Sunt patru cluburi care la fiecare categorie de vârstă aduc 15-20 de jucători. Și mă refer aici la copiii mici, de la 6 ani. Asta e, care eu care îmi place la 2006? Vorbim numai de oraș. Da? Nu uităm sunt că 80-100 de copii. Merită amintit aici la ce? Da, sunt 80-100 de copii. Acești 80-100 de copii se lucrează foarte bine cu ei. Niciun club nu este mai bun ca celălalt. De exemplu, campionatul la 2006 l-a câștigat Careiu în finală, într-o finală la 11 metri cu Will Calcio. La 11 metri. La 2005 a câștigat Juniorul. La celelalte trei categorii de vârstă, C, D și E, și aici toate cluburile intervin. Fiecare, da. Sigur, cu cât urcăm, cu atât valorile se încep să se apropie de liceu cu program sportiv, unde copiii pot să vină într-o clasă, da? Și de Olimpia Satu Mare, mai încolo, pentru că trebuie să facă pasul spre Olimpia. Cam ăsta este circuitul. Problema este, am discutat și cu colegul meu, cu Lulă, cum știe toată lumea de la Primavera. Da. Și am spus, trebuie să... Plășteanu, că... Da. Bun, o să știe, dar cei da, din fotbal știu cine eu Lulă, nu cred că da. Se uită cineva la emisiune care nu știe cine e Lulă. Așa. Și trebuie să fim sprijiniți și noi cluburile mici. Pentru că cu cât lucrăm noi mai bine și cu mai mulți copii, cu atât Olimpia de Satu Mare va avea de câștigat pe termen lung. Deci dacă noi se dorește să fim îngropați, ca să existe doar Olimpia Satu Mare, atunci la un moment dat Olimpia Satu Mare va face... Pentru că nu poate Olimpia Satu Mare să țină pe o generație 100 Știi de copii. Știi ce vorba avea bunicul? Nu ții toate ouăle într-un singur cofrag. Așa ar fi și la Olimpia, știi, ai ține numai dacă scap cofragul, ai spart toate ouăle. Așa mai lași un nou și la Primavera, unul și la... Nu, da. Știi? Deci Olimpia să împarți lucrurile ca altfel. Deci Olimpia Satu Mare este vârful piramidei. Toți copiii din Satu Mare, eu cred că vor să ajungă să joace la prima echipă. Că ei încep la un club mic și unde se muncește bine, da? Cu atâta este mai bine. Numai și aceste cluburi mici trebuie să fie susținute cu un arbitraj, cu o legitimare, cu un transfer, lucru care, pentru care probabil ar fi bine să nu se plătească în viitor. Asta a promis Burleanu la un moment dat, dar văd că nu se și întâmplă lucrurile astea, dar, mă rog, poate tot voi trebuie să vorbiți la federație acolo. Dacian, mulțumesc mult. Care sunt perspectivele, sau nu știu, ultima întrebare, cu Tarna am lămurit-o, un sezon bun. Cu copii, vreți mai departe? Bănuiesc, Olimpia, e păcat să nu-și dorească să meargă mai departe. Și voi, cu LPS-ul. Din păcate mai jucăm patru etape din retur și spun din păcate pentru că în aceste patru etape voi avea patru meciuri foarte, foarte importante și grele. Mi-ar fi plăcut să vină iarna, să putem să le pregătim în liniște, să mai fac cel puțin un transfer și să le abordez în alte condiții, dar eu zic că și așa putem să continuăm. La nivel de copii junior
legat de Federația Română de Fotbal și Clubul Olimpia. În scurt timp, 2-3 jucători care eu i-am propus de la 97 vor fi chemați la o acțiune de selecție la Salonta, unde vor participa jucători români care joacă în Ungaria, plus selecționata care am făcut-o eu. Iar același lucru o să-l facem peste 3 săptămâni cu copii născuți în 2000 din județul Satu Mare, vom pleca la Târgu Mureș. Deci eu încerc ca și acum, după ce se termină campionatul, să le oferim posibilitatea copiilor să participe la selecții și să înțeleagă că sita cerne și doar cei care se pregătesc și cei mai buni. Până la urmă se face o selecție pe merit, pentru că se vorbea până acum la nivel de echipe naționale că nu neapărat dacă ești cel mai talentat și cel mai bun ajungi la loturi. Cam asta e. Uite, se poate vorbi multe. Noi am organizat foarte multe acțiuni de selecție. Ce spun antrenorii și ce argumentează, eu țin cont de acest lucru. Și eu cred că cei mai buni copii din județul Satu Mare au fost în selecționatele care s-au făcut. De aceea mulțumesc că ne mai întâlnim cu siguranță în vacanță de iarnă, pentru că atunci avem... Mai găsim ceva acțiuni. Noi atunci avem vreme, o emisiune întreagă să vorbim despre, în primul rând, despre fotbalul la nivel de juniori, de copii și juniori. Eu aștept să termine Liga 4-a și după fiecare joc mi-am notat jucători evidențiați și voi face un tabel cu acești jucători. Cu două secțiuni diferite, una jucător evidențiat, jucător care mi-a plăcut mie de la una dintre echipe și cel mai tânăr jucător care mi-a plăcut. Și îl evidențiez pe Kirner, ce să mai... Păi, îl evidențiez pentru dăruire și pentru abnegație. Deci, evidențiez jucătorul care e cel mai bun, dar mă interesează și jucătorul tânăr care poate să fie evidențiat. Da, cam asta e. Mulțumesc, Dacian. Rămâneți alături de noi. Misiunea continuă tot cu fotbal. Fostul coleg de echipă, nu? Nu, eu cu domnul Șoaniac am fost colegi de echipă în sensul că el juca și eram pe gard să-l văd. Tu n-ai apucat să să fiți în același lot. Nu. Deci suntem chiar două generații diferite. Eu din vechea gardă tu joci de am prins să joc cu domnul Mircea Bolba. A trebuit să fie și cu junior obligatoriu, nu? Cum era și da, la voi. L-am prins pe domnul Giusibaci, pe domnul Sobou, din vechea. L-am prins pe Popnicu și cam de acolo... S-a rupt filmul. Am văzut un articol din Sportul Românesc pe Facebook. Acum în 92 am mers la Olimpia, nu? Atunci cu Fabian, da. Chiriloae, Abășan. Era pe Cala Unio, da. Bun. Eram copil, eram clasa 7-8 când era Unio. Și stăteam și în partea... De ce mergi 2-2? Întrebai. O să-l întrebăm pe Șoane. Da. Trebuie să intre. Se face schimbare acum. Să cerem time-out și facem schimbare. Alții la rând. Intră mijlocașii de creație și ies atacanții de creat 11 metri. Dacian era meseriaș la penalti. Am avut de la cine să învăț. Ieri a fost o fază în care Danilă a provocat în 11 metri nepriza a doua deosebit de clar. Dar problema, i-am spus, Danilă, problema e că tu în prima fază tu l-ai prins de tricou foarte bine și pe urmă l-ai tras peste tine. Foarte bine ai făcut, dar vezi că nu păcălești pe toată lumea. Da, actoria e în altă parte. Da. Dar bun, am înțeles că și Ghiri te-a avut un penalti care s-a dat simulare și fault în atac, sau nu? Simulare. Da, exact. Că îmi zicea colegul Dani Chiorean că a fost penalti pentru tine. Deci noi... Ce a fost important? Tribuna plină, da. Atmosfera bună, respectul între antrenori, care este deosebit de important în ultimul timp la Liga 4-a. Adică suntem toți, povestim, discutăm, analizăm și eu cred că așa putem progresa. S-a terminat 3-3, ca să spunem, Orașul Nou cu Decebal. Asta e problema pentru noi, televiziune, când e tribuna plină la Orașul Nou, noi nu putem filma. Sau punem căști, bip, 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 că nu mai acolo nu pot să... Dar fără sonor nu se fără poate. Fără sonor nu e filmul mut 76 sau cât. Dacia, mulțumesc. Încă o dată rămâneți alături de Săptămâna Sportivă. În 2 secunde intră în studio Andrei Baloc Șoanea. Am revenit în studio, am promis că alături de noi va fi în premieră la Săptămâna Sportivă fostul mijlocaș al Olimpiei și eu
țin minte și de la Unio Satu Mare din perioada în care Unio era greu de bătut acasă în Liga a doua, supra sistemul și a trebuit să fuzioneze cu Olimpia ca să dispară. Șoaniac Bolog, Andrei Bolog, dar Șoaniac, că știe toată lumea. Bine ai venit în studio, mă Bine bucur foarte văzut. Mult că apucăm să vorbim despre fotbal și despre cel prezent, dar și despre cel trecut. Dar ce am întrebat de acel 2-2? Ce Olimpia cu Someșul 2-2? Cu... El era... Jucam pe stadionul... Copil de mici. Nu, zic, avem un meci de campionat pe stadionul Olimpia și s-a terminat 2-2. Ei s-au pregătit două săptămâni de zile contra mea la lovituri libere și tot din lovituri libere am rezolvat meciul 2-2. Era rivalitate mare atunci. Da, dar după aia au venit ei și ne-au bătut 3-0, deci nu se poate lua după asta. Nu, dar a fost altceva, nu știu, fotbalul duce lipsă de mijlocaș, cum a fost tot Șoaniac, fotbalul românesc duce, nu mai este. Mie mi-a plăcut, țin minte, din generația respectivă, era Silaghi de la Căpleni sau de unde, nu, Silaghi Blondu. Da, da. Bun, și Silaghi președintele AJF-ului, dar el nu era chiar mijlocaș central, cum erați voi. Dar... Bine, când ai în echipă 2-3 care meseriași mijlocași central care știe să paseze, joacă unul prost sau doi prost, unul câștigă meciul, poate să câștige și ăla singur. Dacă când nu ai, n-ai de unde să iei. Aici e problema, știi? Și atunci măcar, vorba lui Gobi Bot, măcar să alergi. Măcar să alergi. Să alergi, încurci pe adversar și uite cum am făcut și noi repriza a doua. Acum repriza a doua, 20 de minute foarte bune. 20 de minute repriza a doua după ce s-au făcut schimbările foarte inspirate. După aia ai văzut că ai câștigat meciul. Ca după aia am ținut de rezultate, e altă mâncare de pește. Bun, acum se merge mult pe ideea asta cu doi închizători și s-a cam stricat ideea de spectacol. Se caută mai mult... Rezultatele mijlocașii care dau 2-3 pase lateral, mai mult în spate. Nu prea, nici noi la Olimpia nu avem acum un mijlocaș care să dea să limpezească jocul, cum se spune. Să scoată omul din joc adversarul, să dea o pasă direct pe vârfuri bună. Nu este în divizia, crede-mă, uite-te la meciul. Sunt Martean, atât. Atât. Plângem după Sunt Martean. Atât. Rest nimic. În rest... Cum era, Șoaniac, dacă erai mai tânăr acum, nu știu, cu câțiva ani, s-a pus să joci acum? Cred că și tu și Gobi Bot și mulți alții... Mulți. Eu țin minte că lângă tine, bun, trebuie lângă unul care și care pianul, era Bojică. Boje alerga cât pentru toată echipa în perioada respectivă. Au fost vremuri frumoase, nu? Foarte frumoase. Era altă treabă, dar toate echipele și echipele de divizia aceea aveau un coordonator de joc. Acum nu mai este nicăieri. Deci... E foarte rău în privința asta că n-are cine să-ți construiască. E foarte bine, știu că de mult e prietenia veche ce vă leagă pe Ștefan Silaghi, președintele AJF-ului, și el tot spunea că trebuie să-l ducem pe Șoaniac mai aproape, să spună, e și normal, ai și o experiență, ai ochiul format, altceva. Da. Eu știu cum se câștigau meciurile la Someș și mergeam cu drag pe vremea copilăriei, fazele fixe erau de când s-a inventat fotbalul, poate, cel mai important. În 5 faze fixe, un gol era tot timpul. Deci... La Someșul câștigați cu de la 3-4-0 în sus orice meci în Liga a 3-a, din faze fixe, din cornere. Deci știi care e problema? Poți să joci prost, că se joacă prost. Foarte multe meciuri se joacă prost. Dar ai câștigat meciul dintr-o fază fixă sau din două, deci aia se uită și se uită în clasament. După aia lumea vede, opa, pe ce loc să stea. Asta e adevărul. Da, asta e adevărul. Și acum probabil că și aici, la Olimpia, pe asta s-a lucrat. Pe încredere, să-și recapete băieții încrederea. Normal. Nu, cum i-ai simțit pe băieți? Că acum te-am văzut și pe la antrenamente, ai vorbit cu Tibi chiar și la meciul ăsta. Da. În pauză ai fost cu un sfat bun și uite că toată lumea... Am vorbit cu el, orice, nu e o problemă asta, dar exact același lucru a vrut să facă, deci nu i-am făcut, există un staff, că de mai mulți într-un staff tehnic. Trebuie să schimbările foarte inspirate și 20 de minute foarte bune din repriza a doua, foarte bune 20 de minute, după aia, după 2-1, știi cum e și jucătorul, deja vrea să țină de rezultate, poți să-i strici tu nu știu ce, că... El știe că e 2-1. El știe 2-1. Are bani în buzunar, prima, da. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Dar și ideea cu Schwarzkopf introdus în... Foarte bună. Foarte bună. A recuperat o grămadă de meci când a intrat în repriză. A luat și un cartonaș, nu mai contează aia. Esența este că a recuperat multe mingi. Deci astea, schimbările au fost super bune. Nu știu, mie m-a bucurat foarte mult că l-am...
criticat toamna asta pe Boștenă, dar l-am criticat de ce? Pentru că aveam așteptări mai mari de la el. Nu critici un jucător care nu ți-a demonstrat nimic și nu ai tu ca spectator așteptări. Dar Boștenă sezonul trecut ne-a arătat în câteva meciuri că poate face diferența și mă bucur foarte mult pentru el că i-a ieșit acum. A avut două execuții. Și mai ales la primul gol. Din 20 de grade a dat. Așa cum s-a întors. Eu, de fapt, puteți să-l întreb, ați intrat în vestiar, am spus după meci, tati, cum ai făcut-o la primul gol, că aia mare. Care joacă la Bayern München, să la Real Madrid, exact așa ai făcut-o, sau Ibrahimović, da? Super. Deci întoarcere, semi-întoarcere și din gol. Deci foarte bun. Și golul 2, că am spus că e un pic de gol de portar, că o să-l în fața lui, dar a lovit bine mingea. Păi deci... trebuie să-i dea jumătate de primă și Luțului. Deci. Administratorul stadionului, că a lăsat smocul ăla acolo sau asta ce? Asta e cea mai mare problemă, că nu avem teren de antrenament. Nu este... Și... Voi din tribună poate nu știți că nu mai merge jos acolo pe teren, e catastrofă. Deci, serios? Asigur, de sus arată bine. De sus deja, bă, arată bine. Uite-te cum sare mingea. De n-are cum să fie bun, că și pățului trebuie să-l înțelegi. Dar cum să fie bun când tot timpul acolo face antrenament? Dar n-are cum nu să fie bun. Nu se odihnește iar bai. Păi da, sigur că da. Nu are un... Și asta e cea mai mare problemă în satul mare, dar de asta se spune de 25 de ani că trebuie, domnule, terenul de antrenament, una, două, mai ales că ai o grămadă de copii. De unde vrei tu să ajungă la echipa mare? Dacă tu nu ai cel mai simplu lucru, să ai terenul de antrenament. Că mici echipamente, toate, niciodată nu a fost atât cum este acum. Înțelegi? Dar degeaba dacă nu ai unde să faci antrenament. Cum vezi sezonul ăsta de la Olimpia? Putea mai mult echipa? Cum îi simți pe băieți acum? Eu nu știu, dar ăștia erau să... Deci am dus la stadion, erau terminați psihic toți. Deci, că nu au ieșit rezultatele și știi cum e. Asta e. Eu zic că, oricum, mai avem un meci acasă. E returul campionatului cu pregătire fizică, că aia e cea mai importantă, o pregătire fizică foarte bună. Să rezolve conducerea un teren de antrenament unde să... poți să mergi tot timpul, să lași terenul ăsta ca să se odihnească și tu se poate pune la punct ca la meci să ai terenul bun. Da, mă arăt că o să vină primăvara când iar, dacă Doamne păzește, plouă sau cine știe ce asta, mai... Asta e cel mai important, că fără teren nu poți să faci, fără teren de antrenament. Da, seria e parcă mai echilibrată decât anul trecut. Anul trecut, da. Dar anul trecut aveam echipe, cel puțin în prima parte a campionatului, echipe mai cu nume așa, era Craiova, era SEA Târgu Mureș. Da. Vorba lui Dacian, nivelul e dat de numărul de spectatori. Anul ăsta parcă nici lumea n-a mai venit. Dar la început ai văzut că au fost 4.000 de oameni. Anul trecut, da. Și aici, la primul meci, acasă. Da, bun, și ai pierdut. Da. Bă, asta e. Aici, la satul mare, așa este. Când merge echipa, vine lumea, când nu merge, nu vine lumea. Păi și prima repriză cu care înțelege, a început să se cărcotească. Sigur că da. N-au răbdare. Și toată lumea numai gata, imediat trebuie să câștige. Acum, nu știu, lumea ce credea, că dacă va veni cic înapoi, atunci el o să câștige imediat meciul câștigat. Stai un pic, că și lui trebuie timp. Pentru că deja și jucătorii sunt alții față de anul trecut. Nu sunt tot aceia jucători. Păi, el nici nu e cunoscut așa de bine. Că oricum, era el lângă echipă, dar nu el se ocupa de echipă. Deci se ocupa celălalt antrenor. Așa că nu e așa. Trebuie să știi ce... Să te ocupi de ei, să vezi la fiecare deficiențele și să-l baci în echipă unde îți dă cel mai bun randament. Dacă tu asta ca antrenor ai obținut, tu nu ai probleme. Dacă nu acolo joacă jucătorul unde trebuie, atunci sunt probleme. Eu am glumit nițel după meci, că toți eram bucuroși și cu zâmbetul pe buze. Zic, dacă făcea Tibi primul 11 după cum l-a dat eu, probabil în ziarul de sâmbătă, cu Munteanu dreapta și Laso pe stânga și în atac Bujor și Boștenă, poate n-am fi avut prima repriză la fel de slabă. Asta știi cum e, după ploaie. Bun, după ploaie. De ce? Că Burlacu și meciul cu Tălungeniu mi s-a părut destul de ezitant. Dacă nu ridica offside minutul 60, Tușierul, poate luam gol atunci la bâlbeala lui și am mai avut și atunci vreo două ezitări. A avut și în prima repriză și meciul de sâmbătă cu Caransebeș. Amândoi fundași de lateral și Iuhas n-a prins un meci foarte bun, că Lupu a marcat de pe banda lui. Bun. Și în partea a doua, centrarea la ocazia de 8-6, tot de acolo a venit. Deci trebuie avut grijă. Și de unde vine toată treaba asta? Că pe Iuhas nu-l ajută mijlocașul stânga, că nu-l are. Nu prea coboară nimeni și atunci obosești. La un moment dat nu-i caut alibiuri, dar
Astea sunt probleme care poate împreună, nu știu, la iarnă o să le rezolvați. Acum sunt două meciuri. Deci acum, ce ai spus tu, că dacă îl băgai de la prima repriză... A, bun, asta e utopie. Asta vreau să spun. În schimb, schimbările cum le-am făcut, nota 10. Serios. Că altfel nu câștigai meciul, jucai și astăzi, dacă nu făcea schimbările astea pe care le-a făcut. Și adevărul că le avea în mână tot, că astea schimbările pe care le fac foarte bine, și eu am spus. Foarte bine schimbările astea. Și eu atât am mai adăugat că repriza doar ar fi bine să băgăm pe Schwarz acolo la mijloc, că recuperează multe mici. Așa s-a și întâmplat. Deci, tot, adevărul că știi că aici nu merge la noi chestia asta că eu sunt șeful tău, că tu ești șeful meu, că nu mai totul merge ca între prieteni. Păi eu înainte să plece la Steaua, am fost un an de zile antrenor la Tibi. La junior. Și un an de zile am fost... Noci, Ștefan, că ți-am spus, am văzut articolul... Da, și el a jucat când la Someșu, a fost coleg de-al nostru. A fost președinte, un an de zile președinte la Olimpia. Și a fost el aminte, zic, la junior eram cu mine, noi doi eram. Da? Deci el era șeful, eu eram adjunct, eu făceam antrenamentele. Deci asta a fost. Da, și... deci un an la junior am fost antrenorul lui Tibi. După aia, un an de zile la echipa mare, când deja nu mai erau bani, nu mai era nimeni, nu era cine să joace, eu după 2 ani de zile a trebuit să joc fără antrenamente, numai așa ce făceam eu la stadion cu ei, la pregătire, și a trebuit să joc, că nu aveam fost cine să joace. Am jucat ultimele meciuri, vreo 9 meciuri, Tibi juca fundaș central la marca și eu eram libero, în 91. Asta a fost după sezonul în care a ratat promovarea, a bătut pe ASEA Târgu Mureș, nu? În 90. Și după aia parcă a urmat așa o perioadă din asta de ciudată la început. O perioadă ciudată că nu mai a fost bani. Nu a fost bani. Deci nu mai era bani absolut nimic. Așa de aia că Tibi m-a vrut pe mine să vin să-l ajut, că avea încredere în mine că mă cunoștea. Asta e. Mi-a fost pare rău că treaba. Eu țin minte prima mea perioadă când am făcut și eu cursul de arbitri și am și arbitrat câteva meciuri, eu te-am mai prins jucând. Era o plăcere. La Dinamo, Satu Mare, era echipa, nu? Da. În 91-92... Puteam să câștigăm campionatul, da. Numai nu era voie. Nu-ți pare rău că n-ai rămas în antrenorat sau că n-ai încercat? Am încercat în afaceri și mi-a mers destul de bine. Deci nici nu spun că nu. Asta e adevărul, că și nevastă mea comercianta și... E mai bine decât nervi în fotbal. Păi nervi în fotbal când nu sunt bani deloc. Eu nu pot să iau de la părinți bani. Deci pe mine nu mă lasă inima să iau eu de la tine bani, că tu ai bani și ălalt care nu are bani, dar ăla e mai bun. Și atunci ăla nu trebuie să joace, că îmi lua de la părinte celălalt bani. Eu așa ceva nu, deci... Și am spus, tăticule, dacă aici am ajuns, de-aia m-am și lăsat. Nici la JF? Nu, la JF am fost de 100 de ori contactat. Să mergi? Nu. N-ai răbdare? Nu. La meciuri, la Liga 4 mai merge la elită? Mai mergeam, da, asta e adevărat. De la Olimpia 2 ai apucat să-i vezi pe copii. Vreo 2 copii am văzut care mie îmi plac și mai ales că și am încredere ce spune Bolba, că Bolba nu vorbește prostii în fotbal. Bolba când a spus că veniți să vedeți că sunt acolo 2-3 copii. Păi mai ales că de anul viitor iar o să ai nevoie și de cadeți, o să trebuiască și trebuie să jucăm cu ei niște meciuri, să vedem care... Păi și vedem de mai multe ori. Cine știe, poate acum e o perioadă asta de pauză, poate faceți un meci, Olimpia 1 cu Olimpia 2. Eu deja am vorbit cu Tibi treaba asta. Da? Da. Trăiască ideea. Mie mi-a plăcut și ieri la Veteș pe un teren prost, că e unul dintre cele mai proaste terenuri din județ. Au câștigat cu 3-2, au fost 3 penaltiuri, trebuia să câștige mult mai clar, au ratat foarte multe ocazii, dar mie mi-a plăcut fundașul dreapta, e capitanul echipei Paul. Guia, care, mă rog, toată lumea îl laudă pe Ricci, e fundașul central rus, mai e și Ionescu, Donca, sunt câțiva copii. Bine, asta e care trebuie dat încredere. Dar cel mai în măsură e Mircea, că el face antrenamentele cu ei și el știe care ce poate. Și Ciul, sunt. Ce îmbucurător că sunt pe benzile laterale, sunt 2 copii buni, ceea ce, să spunem așa, Olimpia cam suferă. Și... Deci timp o să avem acum să-i vedem. Nici o problemă. Și eu zic că dacă chiar e bun, trebuie luați din iarnă de la echipa mare, fără discuție. Păi pentru că altfel nu se poate. Copiii ăștia, ai unul, ai doi, trebuie băgați în echipă. 10 minute, 5 minute la început, vezi că îți dă randament, îl bagi mai mult.
Altfel, asta ăla nu o să ajungă niciodată fotbalist. Eu să le aduc aminte. Dar eu cum am ajuns? Sau altul cum a ajuns? Nu așa a fost. Am fost băgat de la început un pic, câte 5 minute, 10 minute. Dar ce cum a fost? Tibi era junior obligatoriu. Eu mi-aduc aminte în 88. Dar eu nu așa am ajuns. Trebuia să joace. Era obligatoriu. Da, junior obligatoriu. L-am întrebat pe Ovidiu, pe Suciu, tu când ai debutat? Păi la 17 ani. Atunci anul trecut, tot asta era discuția. Ce nu băgați pe Anca? Hai, forțați-l, că e copil. Urmă era, Dacian la fel. Fabian la 15 ani l-a băgat pe Bumba la Baia Mare, Liga 2. Acum Bumba e cel mai, unul dintre cei mai buni jucători din Liga, din Liga 1. Dacă nu îl forțezi un pic, nu îl ajuți, n-ai nicio șansă. Nicio șansă. Sau Bihfalvi ar fi ajuns vreodată dacă nu prindea meciurile ăla în Liga 3 la Finkfenster sau la Carei. Sigur că asta este adevărat. Mai că știi care e problema încă? Că dacă ai avea o echipă, să zicem, în așa fel, să-ți permiți, că acum tu vrei să prinzi play-off-ul, să fii sigur că ai prins play-off-ul. Tot deja ai putea să-ți permiți în returul campionatului 1-2 copii? Anul trecut în play-out puteai să faci treaba bine, asta. Bine, deci nu trebuie asta neapărat să joace titular. Nu, îl bagi odată 10-15, dacă s-a dat de 2-3 ori randament, deja încerci să-l bagi titular. Așa, așa este. Și la iarnă cine știe? Mai sunt copiii ăștia împrumutați, Roati și Socaciu. De care trebuie adus înapoi, am și spus. Trebuie văzut cumva, pentru că dau randament bun acolo la echipele de Liga 3. Chiar de asta. Trebuie văzută chiar de asta, trebuie adus înapoi. O soluție acolo. Poli Timișoara conduce în serie și cred că va fi greu de ajuns. Câștigă campionatul. Ei și-au calculat bine pașii, au retrogradat, au zis că să rămânem în Liga 1, de unde pică 6, mai bine promovăm la pas. Dar e normal ca să promoveze stadionul ăla. Super mare, frumos. Da, vezi că 300 de oameni au la meci, nu e... Bine, acum nu, dar în divizia mai mare. O să aibă, cu siguranță, deci... o să aibă lume. În schimb, Olimpia, eu zic că va putea ajunge în primele 6 ori în locul lui Tărlun Genior, lui Vâlcea, cu una dintre astea două de bază. Mai e și... Se va încerca, dar asta nu, deci nu e 100%. Nu. Asta sunt niște chestii care nu trebuie să fim noi tot timpul să ne dăm noi mare. Nu, tati. Așteaptă-ți rândul, vezi unde ești. În retur, după 4-5 etape, atunci o să poți să spui tu exact. Până atunci, nu, că e ușor de dat din gură și după aia să nu faci nimic. Adică să nu-ți iasă și după aia să fii tu de vină că ai spus așa, că ai spus așa. Da. Nu, tati, stai. Eu zic că un obiectiv mai îndrăzneț pentru noi ar fi să mai facem un teren de antrenament. Cel mai important lucru. Tu mare că geaba ai echipă dacă n-ai unde să te antrenezi. Cel mai important lucru este terenul de antrenament. Fără ăla... Da, cam asta e. N-ai făcut nimic. Da, am tot făcut lobby pentru Danilă, el a mai fost la Olimpia, dar cum n-au fost goluri și atacanții au ratat mai mult, sigur că s-a născut și ideea asta de a-i mai da o șansă lui Danilă. Crezi că se poate așa de la Liga 4 cu o pregătire bună să revii acolo? El a jucat și la Liga 1, la Bacău. Păi, dar sigur că se poate. Cine a spus că nu se poate? Că acum, chiar înainte de a veni, m-am întâlnit cu un prieten și m-a întrebat, zice, mă, dacă ăla ce-i cu ăla care a fost la Steaua și că la Conicaș, da. Păi, mai e oameni buni. Dar el, cum am înțeles eu, că n-a făcut pregătire deloc. Păi atunci nici n-are cum să joace. Dar dacă un om care a jucat la Steaua și a jucat titular și vine la Satu Mare și e pregătit, aia e 100% că trebuie să joace titular la Satu Mare. Acum eu nu știu exact situația lui, acum o să stau și eu de vorbă și Tibi, dar sigur că să vedem care e problema, cum este, cum se simte. Poate că nu-i, chiar că nu-i pregătit fizic. Păi atunci cum să-l bage să joace? Da. Dar dacă el se pregătește ca lumea, el trebuie, dacă a jucat la Steaua aici, 100% că trebuie să joace fără probleme. Șoania, că mulțumesc mult și baftă mai departe. Mă bucur foarte mult că ai ajuns acolo în staff la Olimpia. E nevoie. E bine când îi vezi pe toți acolo, nu? Tibi, Bolba, Lulu, Paul, Mihai, vă văd pe toți în vestiar acolo și parcă e altceva. Gabi e mereu la stadion, Gabi Bot. E normal. E normal. Un sfat bun niciodată nu strică acolo. Și cred că Tibi, după cum îl cunosc, știe să-și asculte. Deci nu are orgoliu. Un băiat deosebit, serios. Fără discuție. Deci, ai cu ce să stai de vorbă, că nu... Deși i-a jucat atâția ani la Steaua și Champions League, putea să se dea balenă, că avea cu ce, nu? Da, are CV, da. Are CV, nu? Dar nu. Nu, e la locul lui acolo și eu zic că, până la urma urmei, și mutarea asta făcută de conducere, cred că a adus un alt tonus și clar, pentru băieți. Este o altă atmosferă. Poate că asta e lipsit lui Bodea. Nu știu.
Altceva nu-mi dau seama, pentru că nici eu nu îți spun ce zic, eu nici nu pot să-mi dau cu părerea că ce ai lipsit lui. Deci habar n-am. Cam că băiat bun era și el așa, da. Probabil, nimeni nu spune. Rezultatele. Dar nu, auzi, dar asta nu înseamnă că dacă tu ai avut la echipă rezultat și o să mergi și la cealaltă, că 100% o să ai și acolo rezultat, asta nu înseamnă. O, dar nu-ți aminte de Del Bosque, a câștigat campionatul european și s-a dus mondial. La, și mondial s-a dus la Beşiktaş sau unde s-a dus, în Turcia și l-a dat afară aia după. Depinde de multe, foarte multe probleme sunt. Depinde ce lot de jucător ai, când ți-o adus. Păi nu, toată lumea, dacă mi-a dus și mie când începe campionatul cu o săptămână înainte. Păi dar ce fac cu ăla? Păi dar n-ai ce să fac. Trebuie eu să-l pregătesc să văd ce poate ăla, nu? Și să poți să-i așez la, da, sigur, pe posturile bune. Încă o dată mulțumesc, Șoaniac, să spunem că în weekend, pe lângă faptul că o să vedeți acum în a doua parte a emisiunii înregistrarea meciului dintre Olimpia și Caransebeș 2-1 și conferința de presă a lui Tibicic și Alin Artimon, cei doi antrenori de la Olimpia și FC Caransebeș. Tot în weekend am avut parte de două meciuri la Satu Mare, la volei. CSM-ul s-a impus după un meci spectaculos cu Universitatea Craiova 3-1, a doua victorie în A1 și șansele de a se menține în prima ligă a voleiului feminin românesc pentru CSM cresc de la etapă la etapă. Felicitări antrenorului Adrian Pricop și fetelor pentru evoluție. O evoluție bună și pentru basketbaliste. Din păcate n-a ajuns doar determinare. Alba Iulia, chiar dacă a venit obosită, până la urmă găsi resurse să câștige o echipă ceva mai închegată a celor de la Alba Iulia, 84-72 victorie pentru Alba Iulia. Din păcate, șansele de a intra în play-off scade de la etapă la etapă. Timișoara a învins în weekend Galațiul și dacă ne uităm pe clasament, e din ce în ce mai greu de făcut un calcul cu o intrare în play-off. Din păcate, spun un lucru, acesta ar fi prima dată pentru echipa de basket feminin de la promovarea în Liga Națională la Satu Mare, când nu s-ar intra în primele 8. De asemenea, o victorie la scor și pentru handbaliști, 35-26 la Alba Iulia. O victorie oarecum logică, pentru că echipa din Alba Iulia e printre codașele seriei cu -2 puncte, au ceva probleme acolo, dar o victorie de moral pentru elevii lui Nicolae Istrate, care sâmbătă de la ora 11 vor întâlni Handball Club Sibiu, un meci în care din nou echipa noastră pornește ca favorite. Am avut probleme în weekend însă la Lupte, unde Tudor Barbul a venit extrem de supărat de la Târgoviște, de la campionatele naționale de lupte pentru cadeți. CSC Tatea a obținut un singur bronz pentru că arbitrii au dat de pământ cu regulamentul la finalele de la Târgoviște. O să avem părerea lui Tudor Barbul, a promis că va face o conferință de presă în această săptămână, e pe cale să renunțe la antrenorat, sperăm să nu o facă. Sunt astfel de momente, din păcate, din viața unui antrenor, când probabil că superi acolo sus dacă muncești prea mult și ai prea multe rezultate bune. Și de lăudat și evoluția spadasinilor Pop și Arco și pe podium la trofeul Alfredo Bacheli, un trofeu care a avut loc în weekend de asemenea la Craiova. Cam acestea ar fi rezultatele din sportul sădmărean. Amintim și perechea Oana Bumba, Ciprian Marița, vicecampioană națională la dans sportiv, la campionatul național pe clase, care a avut loc la Reghin sâmbătă și duminică. Felicitări și lor și antrenorilor Ovidiu Ignat, Otto Varga și Marius Iepure și Cristian Cordea. Rezultate așadar mai bune, mai puțin bune pentru sportul sădmărean, dar a fost un weekend interesant, un weekend cu de toate pentru iubitorii de sport din Satu Mare. Avem la sfârșitul acestei săptămâni o nouă etapă în Liga 4-a de elită. Vor fi, se pare, ultimele meciuri. Asta depinde de ce va decide AJF-ul. Ar fi ultima etapă din turul de campionat pentru Liga 4-a de elită. Meciurile se vor juca sâmbătă, vineri și sâmbătă. Olimpia stă sâmbătă, nu are meci. Ar fi trebuit să joace în deplasare la Corona Brașov, dar echipa nu s-a mai înscris în campionat, așadar o săptămână de pauză pentru Olimpia Satu Mare. Iar basketbalistele joacă în deplasare la Sfântul Gheorghe Cușep și voleibalistele tot în deplasare în Moldova la Bacău, în două meciuri în care CSM-ul pleacă cu șansa a doua. Urmează conferința de presă a celor doi antrenori după meciul Olimpia cu Caransebeș. Veți vedea și imagini de la derbiul Ligii a 4-a de elită dintre OAR și Orașul Nou, meci jucat la Orașul Nou miercuri, meci pe care l-am și înregistrat și l-ați putut vedea sâmbătă după amiaza la Nord-Vest TV. Și după conferința de presă veți vedea înregistrarea meciului dintre Olimpia și Caransebeș. Atât de la săptămâna sportivă, rămâneți alături de Nord-Vest TV pe săptămâna viitoare.
Singura decizie că am zis că trebuie să schimbăm cu Dani Fel și cu Buștina și după aceea să închidem cât de cu jocul prin introducerea lui Schwarzkopf. Asta a fost tot. Dar în primul rând, încă o dată spun, ei joacă, ei sunt pe teren. Și fericit încă o dată. Permiteți-mi să transmit la mulți ani celor care sunt Mihai, Gabriel și domnul Paul Meanca, e ziua de mulțumesc mult, eu sunt și Gabriel. Cam atât. Vreau pe Alex să vorbească, ei sunt principalii. Așteptai de mult, cred că rolul ăsta n-a fost un sezon prea fructuos. Nu știu dacă mă așteptam să fie la meciul ăsta, mă aștept în fiecare meci să ajut echipa, că mă fac la pauză ultimele 10 minute oricând. Astăzi am fost să zic, a fost și domnul antrenor inspirat, a fost și meritul colegilor că au rezistat, să zic, și după înscrierea celor două goluri. Și pe tot parcursul jocului s-a dovedit că suntem un grup și chiar vrem să câștigăm. Chiar dacă am luat o greșeală, un gol pe o greșeală, să zic, colectivă, poate a fost un fault acolo la jumătate, dar nu mai comentăm arbitrajul. Ne bucurăm toți că am reușit să obținem cele 3 puncte. E o schimbare, nu știu, schimbare de atitudine, să zic motivare, pentru că nici nu ne-a convenit cum am început acest start, să zic. Și bine că ne-am trezit acum. Și la meciul ăsta nu cred că era important cine marchează, care marchează, important era să câștigăm. Două săptămâni aveți timp să pregătiți meciul cu Câmpina, o echipă care iată parte la Reșiță. Da, un meci nu înseamnă unul cu altul și noi am avut ocazii la Reșița și acolo am luat bătaie, iar după aia au luat bătaie 4-0 la 8, deci nu înseamnă nici cu altul. Am tratat meciul cu maximă seriozitate și sper ca meciul de peste două săptămâni să se termine la fel ca cel de astăzi. Domnul Cid, ca să-l prins cu ceva, da. Ca la serie și în prima revizie spunea domnul Alin Artimon că a încercat să joace mai agresiv, cu posesie, mai avansat, să... Da, ne-am surprins, am zis, noi startul tehnic am pregătit două strategii. Din păcate, am ieșit prea mult, să refiz a doua, datorită de ori, am reușit să ne împrimăm. Eu aparține, vă zic, prima repriză mă aparține până pe tare și că au condus ei greșeala mea. E clar, lasul nu-i place să joace acolo în care... Ca să vă spun, nici am crezut sau am prevăzut că se vor retrage și să închidă jocul și să fim peste ei prima repriză, dar vedeți, au ieșit peste noi, au fost agresivi, au fost primi la minge, au fost mai competitivi și ne-au surprins. Norocul sau... M-am bucurat, vă spun sincer, m-am bucurat că n-am mai luat un gol. Bine că am luat gol, că nu știu ce era la 2-0 și așa. Imediat Alex a dat gol, după aia a venit în 50 minute a doilea și am reușit să, după aia să mențin rezultatul. Vedeți, fiecare meci, că împreună dumneavoastră a spus că deja e bătut Caran Sebeșu, bătut deja Câmpina, bătut nu știu care. Vedeți, fiecare meci are specificul lui, caracteristica lui, dificultatea lui. Deci niciun meci nu pot să zici că... Deci, putem să aducem... Contrazic, nu noi am zis neapărat că o să câștigăm meciul, eu mai amintesc o declarație, nu eu personal. Eu n-am declarat. Nu tu, eu mă amintesc de altcineva care a zis că, mă rog, 4 meciuri, facem 2, să terminăm pe locul 4. Cine a zis? Știți, doamna mea, cine a zis că terminăm pe locul 4, deci punctele nu sunt câștigate, asta trebuie muncite, dovadă și meciul ăsta, niciodată nu s-a... Deja am și noi experiență, să zic, de anul trecut, când, vedeți, ne trebuia un egal, să zic așa, să dau filmul apoi la Bistrița sau acasă, cortul, și eram primele 6. Deci fiecare punct contează. Și dacă joci acasă, credeți-mă, e foarte important. Cred că vedeți cum sunt rezultatele, din câte știu eu. Da, am luat și multe cartone și care au fost și o stare de nervozitate, nu contează. Da, o singură a fost nervozitate, dar vezi, cum restul pe faul, de joc, pe... Avem un lot foarte numeros și valoric, cred eu o să vină rândul altora și... Apropo de lot, apostul mai face parte din planurile noastre? Da. Da. Era chiar în plan să fie pe bancă, în ultimul moment sau înainte de a anunța lotul aici, de față. Ne-am gândit să, totuși, să mă reținem lotul. Și Ocșpănicaș? Ocșpănicaș fost rezerv. E bine să mergă el la... Toți îți bine.
Totul bine? Deci dacă n-am... Am primit 11. Dar dacă n-am cei 7 care sunt pe foaie și rezerve și ce tu credeți-mă că e foarte greu. Pentru că ei întrețin. Ei întrețin este anul. Că noi, prin 11, ok, sunt titular, sigur, vedeți că nu s-au impus prin 11, prima repriză. S-au impus ei. Ei sunt cei mai importanți care, acum ei, el prin cu cei care au intrat. Ei, prin ei putem să întoarcem rezultatul. Lasă-o, meciul trecut, Boștin acum. Și inspirația antrenorului deja. E vorba numai de inspirație. A fost două strategii. Să jucăm cu Feier Boștină prima repriză, sau jucăm cum am început. Am ieșit. Nu mă aparține în primul rând răspunderea asta și nu mă trebuie să răspund. Am promis că în această seară vorbim 90% din emisiune despre fotbal. Ei bine, 10% avem din emisiune dedicată și luptelor, pentru că în weekend a fost campionatul național de lupte greco-romane la Târgoviște, iar din păcate acolo am avut parte de arbitraje ostile împotriva luptătorilor de la CS Satu Mare, Cetatea Ardud, iar în studio alături de noi a venit și cu imagini de la Târgoviște antrenorul Tudor Barbul. Bună seara, Tudor! Bună seara! Bine ai venit! Mi-aș fi dorit ca discuția noastră să se poarte după un concurs, ca să zicem așa, fără probleme de arbitraj. Din păcate, n-au fost rezultatele așteptate de toată lumea și nu din cauza voastră, ca să zicem așa, nu numai din cauza voastră. S-au pierdut medalii importante pe decizii ale arbitrilor. Practic v-ați întors acasă cu o singură medalie de bronz și sperați la vreo 4, din câte am înțeles. Da, așa este. Noi ne puneam mari speranțe în acest campionat național, pentru că e vârsta în care noi am plecat de acasă cu 4 campioni naționali, care tot la aceeași vârstă au rămas, deci erau îndreptățit pentru medalii și titluri, atâta vreme cât ei de 2 ani domină această categorie de vârstă și acum erau la ultimul an de copii 1, deci până la 16 ani. Sigur că ce te doare mai tare este că speranțele noastre s-au ruinat din primul meci. La Zaha Marian, a început la categoria 35 de kilograme, unde ne-au lăsat până în fazele semifinale, unde Zaha Marian avea meci pentru intrare în finală, unde a început de acolo, a început totul să se dea puncte eronate și decizii eronate și interpretări în favoarea adversarilor. Pe urmă a intrat Bulgar Marius, care era sigur campionul categoriei, de 2 ani la rând domina această categorie și adversarii pe care îi avea în anul acesta s-a întâlnit cu 2-3 ori, s-a întâlnit cu ei, i-a bătut de fiecare dată și de data aceasta a ajuns să nu ia nici medalie. Și conducând cu 8-0 la noi la lupte, la 8-0 este ca și un knockout, ca și un tuș. Care... S-a terminat meciul. 8-0, la 8 puncte diferență, se termină meciul. Sportivul nostru a avut 8-0, s-a oprit, e gata meciul, adversarul l-a tras de cap sub el, ăsta... și-au dat tuș. Și-au dat tuș pentru adversarul care s-a luptat. Deci a fost incredibil. Deci ca și cum mai dau 11 minute după ce suntem la meciul. Sau... Cam așa ceva. Și bine, câștigă adversarul. Și pe urmă au continuat aceeași brigadă de arbitri să ne arbitreze, aceeași Lazar Ovidiu și Minea Gheorghe din București, care ne-au arbitrat în continuare până în ultimul meci, când de fapt până la urmă nici nu mai trebuia să meargă să schimbe arbitrajul, că Dițic Gerhard n-a mai putut să lupte pentru medalia de bronz, fiind accidentat la umăr. Bineînțeles că eu înainte totuși speram că va lupta și că va putea să ducă meciul până la sfârșit și am cerut schimbarea brigăzii de arbitri. Nu am avut nicio pretenție pe cine să pună, doar să nu fie acești doi care pur și simplu ne-au terminat. Și motive sunt suficiente, pentru că am mai avut probleme cu această brigadă. Nu știu de ce s-a făcut, pentru că la Bulgar Marius
chiar discutam cu antrenorii și cu federația, este viitorul titular la categoriei 42 de kilograme pentru campionatul mondial și european de anul care vine, la categoria, deci categoria 42 de greutate. Și chiar n-am înțeles de ce s-a pornit așa o campanie împotriva noastră, care totuși alimentăm loturile naționale cu sportivi de valoare și cu medaliați. Da, la toate categoriile de vârstă. E trist, în primul rând și pentru voi ca antrenori și mai ales pentru copii. Ce motivație să le mai dai când văd ce s-a întâmplat. Probabil că ei s-au uitat în ochii voștri în colț, că te uiți la antrenor, nu? Când vezi că ești... Nu numai că s-au uitat în ochii tăi, dar furat. Și îi spune, faceți ceva, maestre, și tu ești neputincios și nu poți să faci nimic. Doar atât, să faci niște... Eventual să faci niște procedee tu de lupte cu arbitrii și pe urmă să fii sancționat și suspendat și scos din viața sportivă. Am văzut că în ultima vreme arbitrii sunt suverani, orice declarație o faci la orice sport în ultima vreme, că a greșit sau n-a greșit arbitru, tu n-ai voie să spui nimic de oamenii care iau decizia și... Până la urmă, sigur, acum e de făcut un memoriu sau ce v-ați gândit să faceți? Faceți un memoriu. Rezultatele nu se mai pot întoarce. Nu au cum să se mai schimbe. Bineînțeles că vom face un memoriu, vom înainta Federației Române, Comisiei de Disciplină și mă întreb de ce nu... Sunt curios să văd dacă de ce nu se sesizează Comisia de Disciplină, Comisia de Disciplină a Arbitrilor, pentru că în alte faze s-au sesizat și au luat măsuri există care... Există probe video, că am văzut că ultima există vreme... la toate meciurile probe video. Proba care am adus-o este a noastră, care este acum aici, care am filmat singurul meci pe care l-am drumul, filmat. Robbie, iar celelalte meciuri sunt filmate de către Federația Română de Lupte, deci monitoare la fiecare saltea și toate meciurile sunt filmate. Sunt curios. Asta e meciul Bulgar, da, nu? Asta e meciul Bulgar. Sunt curios în dres roșu. Dres roșu. Sunt curios dacă federația o să mai am cerut punctual la fiecare categorie nume să mi se dea să se dea meciurile să se scoată din monitor, să se scoată meciurile lor. Sunt curios dacă le mai au, pentru că mi-e frică că o să le piardă pe drum. Aceasta este finala de anul trecut. Deci acum este cu acest adversar a fost în finala anul trecut. Bulgar, care s-a desfășurat la Satu Mare. Sorții au făcut ca să cadă împreună. Încă din primul tur? Din turul 2. Centralul este Minea Gheorghe din București. Se vede foarte bine. O să vedeți când dă punctele. La masă, șef de saltea este Lazar Ovidiu. A fost aici, parcă îl știu. Da, amândoi au fost. Le place foarte mult aici și... Acum o acțiune care va fi, uite, 4 puncte pentru roșu. Nu poate să-i dea tuș, se dă 4 puncte, deci este 4-0. Ridică. Îi ridică în picioare. Asta e prima repriză. Se întâmplă totul în repriza a doua, chiar la început. Dar voiam să și vedeți maniera de desfășurare și punctele care s-au dat. Cum pot să defavorizez pe un sportiv de calitatea care are acest copil, care este... Nici nu știu cum voi continua mai departe. Pentru că este un copil extraordinar, nu numai în lupte și în sport, este premiant la școală, este la liceu la Slavici, este clasa 9, unde are numai note de 9 și 10. La început era lumea, zice, mă, e la Mădăraz, la școală și știi cum, eu știu, acolo probabil nu sunt atâtea cerințe și atâtea... Dar uite că fiind și la liceu, e tot acolo sus. Deci este tot acolo sus și nu numai în sport, și în învățătură și în modestie. E un băiat extraordinar de cuminte, harnic. Vreau să vă spun, pentru acest băiat, toate antrenamentele sunt finală pe țară. Pentru ăsta, fotbal, dacă joacă, e campionat, e ultimul meci, finală. Dacă joacă basket, e finală. E de o determinare fantastică, la orice.
cântă în corul bisericii. Deci este multilateral în toate, din toate punctele de vedere. Să lăsăm mai departe, Robin. E important, faza cu... Să vedem repriza a doua. Acolo e momentul. La 4-0 mai face probabil un procedeu. Mai face un procedeu de două puncte și pe urmă mai face unul de două, 8-0. E, 2-6-0. Da. El știa probabil. El urmărește tabela electronică, care este în fața lui acum, uite, da. Chiar în colțul... Am primit și imaginile, Tudor. Iată acum imaginile pe care... Din repriza a doua pe care le... Aici este o intrare la centură al sportivului nostru. Am două brațele pe sub braț, încercare de tur de cap adversarului, la care al nostru trece la spate, două puncte arbitru și ala îl trage de cap, e 8-0 și continuă meciul la 8-0 și dă tuș pentru albastru. Deci să se dea înapoi, dacă se poate să se dea înapoi faza și, nu știu, mai aproape... Aproape e mai greu. Deci îi face, uite la arbitru când ridică mâna și dă două puncte deasupra nostru, uite, ai văzut? Da, se lasă. Așa? Și acolo se oprește meciul, este 8-0. E, aceasta este faza și continuă meciul și se dă tuș când a văzut că la continuă, a încercat el să se mai salveze de acolo, nu mai putea, că l-a prins foarte bine. E, după meci, am aruncat buretele care avem dreptul la contestația care este, nu mi s-a aprobat contestația, abia după o oră jumate, când a trecut încă în un tur, m-au chemat și într-adevăr a fost 8-0, este așa, dar acum secretarul general al Federației Române de Lupte, exact, păi acum ce să mai facem? Foarte bine, zic, la campionatul mondial din acest an, sportiv român a pierdut pentru 3-15 saltea și la probele video s-a constatat că avea dreptate contestația și a fost pe bună dreptate contestația noastră făcută și medalia de bronz i s-a dat sportivului nostru. Asta, știi cum e? Ca și la tenis, dacă ai cere challenge și ți s-ar da, stai un pic, mai jucăm 3 minci. Da, și mai jucăm trei seturi și dăm după. Și am rămas, în loc să fie campion național, nici măcar nu s-a clasat. Pentru că deci finala anul trecut a fost între acești doi sportivi. Cât a crescut sportivul nostru într-un an de zile, dacă l-a bătut cu 8-0 și 3-1 s-a întâmplat anul trecut la finala dintre ei doi. Și anul acesta a fost 8-0. Și de aici s-a terminat. Asta a fost prima, deci cu Zaha Marian. S-a întâmplat cu Bulgăr ce s-a întâmplat mai înainte, iar la 85 de kilograme, sportivul nostru conducea cu 5-0. Era meci pentru titlu. I-a făcut o intrare la centură sportivul din Constanța, o secerare tip judo, l-a trântit în cap, umăr și cap. Da, nu a fost nicio agitare, nicio problemă, avertisment și se reia lupta. De la 5-0. La 5-0. S-a dat 5 puncte pentru adversar. Deci procedeul nu era corect. Nu era corect. Neregulamentat. Păi nu, n-ai voie. La noi cu împiedică picioare, nu ai voie. De la brâu în sus. Lupte libere e una, greco-romană este altceva. S-a accidentat la umăr în căderea care a avut-o, că nu era o cădere normală, deci la un procedeu normal de lupte, nu putea să se accidenteze. S-a accidentat, a luptat în continuare 5-5 și a pierdut meciul cu 6-5. Pierzând meciul, avea șansa să mai lupte pentru 3-5, lucru care n-a mai putut, pentru că nu mai putea să-și ridice brațul să lupte. E supărător, nu e prima dată când se întâmplă. Este foarte supărător și spun de ce. Pentru că noi, la această categorie de vârstă, noi eram cei mai puternici. Noi știam și toată lumea știe și în țară. Sigur, am rămas doar cu spusele colegilor și dându-mi dreptate și consolarea din vorbe. Pentru mine chiar nu au nicio valoare aceste consolări, pentru că eu știu ce calitate au acești sportivi. Nu numai eu știu, știe și federația, dar să te arbitreze și să-ți facă praf 3 meciuri de titlu
aceeași brigadă de arbitri, este un semnal. Este un semn că ceva s-a întâmplat. Pur și simplu nu puteam să cred că mă arbitrează la fiecare meci aceeași brigadă. Ceva... Deci nu crezi în coincidențe. Da, ca să se întâmple să fie, bă, așa s-a nimerit. Nu. Nu, și cu atâta e mai trist. E păcat pentru copii. Acum, sigur, rămâne de văzut săptămânile astea ce se mai poate face. Ce se mai poate face? Urmă aveți un turneu acasă pe care vreți să-l organizați? Mai e un turneu acasă pe care eu voi renunța. Și asta mâine dimineață eu mă voi prezenta la club. La directorul meu. Unde eu, unul, să nu mai conteze pe mine, pentru că am încheiat cu turnee, cu lupte, să nici nu mai aud de nimic. Nu este destul câte probleme avem pe plan local, unde nu suntem sprijiniți, unde am fost marginalizați, cu niște rezultate fantastice ce le avem anul acesta la lupte. Chit că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, asta era cireașa de pe tort, cu două, trei titluri care veneam noi de la Târgoviște, că erau 100% și demonstrativ, dacă copiii ăștia vor rămâne în continuare în lupte, o să vă demonstreze că e așa cum spun, dar este păcat și ne mirăm de alții când nici pe plan local suntem tot, nu știu de ce, marginalizați și nu suntem puși acolo unde ne este locul sau... Nu neapărat să ne pună acolo sus sau sprijiniți, așa cum ar trebui să fie o echipă, cum ar trebui să fie niște sportivi de lot național, sportivi care reprezintă județul, sportivi care reprezintă țara și nu mi se pare normal ca să fie marginalizați aproape în totalitate. Avem cele mai mari rezultate și știți foarte bine, în acest an l-avem pe Berei Leinart, care este vicecampion european. Din păcate, pentru județul Satu Mare este singurul și din păcate spun, pentru că mi-aș dori nu numai unul să fie, să fie mai mulți și să fie cât mai mulți la toate ramurile sportive, nu numai la lupte, pentru că sunt convins că fiecare la secția lui, la clubul lui muncește și își dorește să aibă performanțe. Așa cum și eu mi-am dorit și colegii mei care suntem o echipă și ne dorim să facem performanță și alte cluburi din județ și antrenori își doresc la fel. Din păcate, nu știu de ce nu sunt, motivele ar fi mult de discutat, dar la noi clar este unul este foarte, foarte îngrijorător modul cum suntem tratați și modul cum suntem sprijiniți. Avem 6 sportivi la lotul național, nu vă mai spun cu ce greutăți și cu câtă muncă de lămurire îi ținem să stea în lot, să stea 10 luni din an, să stea la loturile naționale departe de casă, departe de familie, de părinți, de prieteni, de tot ce vreți și să ne reprezinte și să reprezinte țara și eu chiar o fac cu cinste. Și noi să nu putem să-i ajutăm cu nimic. Mi se rupe sufletul când... sunt sunat, mai nou nici nu mă mai sună pe mine, îl sună pe Claudiu, pe Blaga, colegul meu și sportiv de altfel, dar el a și trecut în partea antrenoratului, să-i spună că nu au bani nici de un suc, că nu au bani de o ciocolată și nu au bani de o plăcintă. Da, sau de o vitamină pe care nici pe aia nu prea... Nu mai vorbim de așa ceva, pentru că deja sunt lucruri sfinte. Sunt lucruri care... Tudor, sper ca noaptea asta să fie una, cum se spune, noaptea un sfetnic bun, știi? I-ar fi păcat, în primul rând, pentru cariera și, în al doilea rând, pentru copiii care sunt la sală și nu sunt puțini. Sunt peste 60 de copii care se antrenează acolo. Există momente din astea mai dificile. Și știu că nu e prima dată când spui... Nu e prima oară când suntem furați, nu e prima oară. A fost prea mult. Deci ce s-a făcut acum... Așteptăm ce spune un răspuns de la federație după imaginile astea și Nu avem imaginile a Federației, la celelalte meciuri unde mai groaznic am fost furați. Și sigur că îmi spuneai că ei se uită în ochii mei, normal că se uită în ochii mei și la colț când vin și ochi și urechi sunt la indicațiile care le dai.
Dar când îți vine la colț, cum a venit Marius și maestre, faceți ceva, ce să fac? Ce pot să fac? Și sigur că mă gândesc acum, cum v-am spus de Marius și nu numai el, eu mă gândesc cu mari emoții dacă mai vin la antrenament. Ce fac? Se mai țin de lupte? Mai vin la lupte sau nu mai vin? Vor mai veni? Păi discutând cu părinții, este pur și simplu, copilul ăsta este terminat. Pentru că, cum v-am spus, ăsta este o finală pentru el, orice și în curtea școlii. Dacă joacă o miuță, pentru el e finală națională. Așa determinare are. Mă întreb eu, cum să-l mai motivez? Cum o să-l motivăm? Cum o să reușim să îl aducem din nou în parametri și în la valoarea care îi? Sau ce o să-i povestesc eu acum? Lasă, nu-i nimic, că la anul o să te fure mai rău sau... Da. La anul va fi altul de la Dinamo? Nu va mai fi de la Steaua? Sau nu va mai fi de la un centru care acum s-a înființat și are sponsor de zeci de milioane și își doresc medalie? Toți ne-am dorit medalie. Toți am fost la început. Dar ne-am așteptat rândul. Și noi am fost. Eu am venit antrenor la club, noi n-am avut o medalie. Eu când am venit antrenor la club, am zis că sparg munții. Și mă duc până nu mă las, până nu iau o medalie de bronz. Pentru mine era ceva fantastic. Am luat o medalie de bronz. Dar mi-am așteptat rândul. Am muncit și când a venit rândul și pe urmă am zis, bă, să iau un argint, să iau un aur, să iau un titlu. Și când am luat titlul am zis, gata, vreau medalie mondială, europeană. Știi bine că discutam problemele astea. Și asta vine de cu sigur, timpul, te ducea vine. Și valul te ducea înainte. Te ducea înainte pentru că aveai un nucleu, pentru că aveai atâția copii în sală, îi vedeai cât îți de dornici de a face performanță și pentru ce? Că îi duc la mare 7 zile pe an și le spun că, uite, cine ia medalie la campionatul național, ai se jurul la mare și ei pentru 7 zile, zi de zi la antrenament, ba chiar și 2 antrenamente pe zi. Da, e un moment mai dificil. O să trimitem și articolele și dacă au și filmulețe să vedem care va fi răspunsul celor de la federație. Chiar o să-l rog și pe colegul Dani Chiorean, care e președintele Asociației Județene de Lupte. Poate se pune puțin tică presiune și se mai schimbă lucrurile, pentru că nu e normal să se întâmple astfel de lucruri. Unul, nu sunt specialist în lupte, dar știu să număr, nu degetele, 4 cu 2 și cu 2 fac 8, la 8 la 0 se termină meci, adică se aruncă un prosop, se întâmplă ceva. Restul nu discutăm, e doar pe ce am văzut aici, nu cum îți arată arbitru degetele, copilul s-a oprit, trebuia să se termine meciul, e ca și era 8-0. La 8 la 0 e final de drum. E trist, nu-i nimic, capul sus și mai ales pentru sportivii tăi, că ei sunt în primul și în primul rând cei care cred că suferă acasă. Sunt sigur că acolo în colț undeva au și plâns de nervi și de ciudă. Asta e până să la urmă. Să vă spun că am fost monitorizat pe salvare. Deci după asemenea lucruri care și ei, bine mersi, cine plătește? Ei ce plătesc? Ei ce fac? Cine îi pedepsește? Pentru că acolo a fost secretarul Federației Române de Lupte, care pur și simplu au dispărut din sală. Când îi căutam că am meciul și știam ce se va întâmpla, nu erau în sală, nu erau de găsit. Și aceeași brigadă m-a arbitrat toate meciurile. Da, e trist. Poate că e și un răspuns că noi tot întrebam de ce nu mai scoatem capul în lume în ultima vreme și nu aducem medalie. Păi uite de aia. Din cauza asta, să zicem așa. Pentru că ne furăm căciul la noi acasă, în primul rând. La campionatele naționale. Și îi furăm pe copii și ăsta e cel mai urât lucru. Când ajungi să dezavantajezi copiii, hai să nu folosim chiar cuvântul ăsta, că sună urât așa, să furi. Dar când dezavantajez lupta între doi copii care amândoi muncesc și își doresc acolo și nu știu cum se mai uită cei mari în ochii. L-am avut pe Berchi, știți bine. Da, la fiecare campionat național, campion național de junior, de senior, de cadeți, de copii și îl ducea pe Leciu, de la Dinamo la mondiale și europene. Avea biletul cumpărat pentru campionatul mondial din China, cu biletul cumpărat el a rămas acasă și a plecat Leciu. Pentru că n-a semnat cu Dinamo.
Eu n-am fost împotriva niciunuia dintre sportivii mei care am avut, pentru că dacă tu poți să-i oferi ceva, nu clubului, nu mie, sportivului, să poată trăi, să poată munci, să aibă motivația aia că, să muncească, pentru că trebuie să se și întrețină. La 16, 17, 18 ani, deja și ei trebuie să întrețină. Eu i-am dat drumul să plece la Dinamo. El n-a vrut să plece, el a vrut să rămână acasă. Eu cu ce să-mi devină? Dar dacă a fost cel mai de valoare. Ei, caz fericit. Acum, nu poate să fie toți Berei. Berei bate pe toți că nu poate să... Numai dacă o întoarce salteaua invers. Deci am ajuns ca și la cupa care... Deci trebuie să-i faci cum ar veni knockout pe toți. Ca da, să... la cupa care se ține în fiecare an la Ardud, am ajuns ca pe Berei să-l bag și acum la vârsta de 20 de ani. El are 16 ani. Că deja îl bag la categoria 100, la cadeți, la vârsta lui, până în 18 ani, n-are că adversari. Nu are adversari. Pur și simplu nu are cu cine în țară, nu are cu cine să lupte, așa îi bate. Dar îi bate pe aia, o să vedeți, că îi bate pe aia de 20. Tudor, mulțumesc, timpul a ajuns și așa am depășit timpul emisiunii, urmează să vedem și înregistrarea meciului dintre Olimpia și FC Caransebeș. Tare aș vrea să nu se oprească la discuția noastră toată povestea asta și să începem să facem puțin tică presiune și la adresa Federației Române de Lupte, pentru că nu e normal ce s-a întâmplat, doar pe imaginile noastre și e clar că sportivul nostru a fost dezavantajat la campionatul național și tare mi-aș dori un răspuns din partea Federației Române de Lupte și sper să-l avem cât de curând, lunea viitoare. Și eu sper la fel, lunea viitoare sper să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim altfel. Pentru puțin. Că măcar pentru copii. Vicepreședintele Federației Române de Lupte, Dumitru Mugurel, care m-a sunat, nu a fost prezent la acest campionat, a fost numai din auzite și din filmarea care o am trimis-o aceasta cu Bulgar și l-am rugat foarte mult să ia filmările care le-a făcut Federația la aceste meciuri, la Zaha, la Dițic și la Buzila. Și glumind puțin, deși nu e gluma noastră, ca să zic așa, nu ne pare bine, dar dacă tot s-a ajuns acolo să taie în carne vie și să fie scos Covaci, nu suspendatul de serviciu, ar trebui să ia știe de la lupte, nu să bage capul în pământ, și dacă a greșit arbitru, chiar să nu ne dorim lucrul ăsta, dacă ai greșit, ai dezavantajat, să plătească și arbitrii care te-au dezavantajat pe tine, măcar moral să-i mai ridici pe copii, să-l spui, uite, mă, au pățit și aia ceva, nu, ca la următorul meci să-i vadă tot pe ăștia doi arbitri. Să-i vadă tot acolo. Da, să-i dezavantajeze din nou. Atât în această seară, v-am spus, a fost un weekend cu bune, cu rele, pentru sportul sădmărean. Vă aștept și lunea viitoare la Nord-Vest TV cu săptămâna sportivă. Până atunci, toate cele bune!